supuse astfel de funcții la concurs. Din păcate, o parte s-a ocupat, o parte nu s-a ocupat. Am înțeles că și în cursul acestui an se va relua procedura de organizare. La nivelul inspectoratului, cum v-am predetat mai devreme, sunt undeva la 79% gradul de ocupare, dar acest grad de ocupare rezultă ca urmare a angajărilor care am reușit să le mai facem la sfârșitul anului trecut, pentru că altfel stăteam undeva la 75%. Într-adevăr, este o problemă la nivelul tuturor structurilor, fapt care presupune un efort din partea celorlalți colegi să suplinească această lipsă de personal. Câți dintre polițiștii sunt în stradă și câți la birou în acest moment? Procentul este undeva la 70% sunt polițiști operativi și cam 30% sunt structurile de suport. Domnule comisar, și eu vreau să vă întreb și eu câteva întrebări care vin de la cetățeni, de la cititori. Da, vă rog. Vă luptați cu epidemia, cu pandemia și mulți întreabă câți dintre polițiști, procentul de polițiști care sunt vaccinați, iar dintre cei care fac controle, sunt toți vaccinați? De principiu, colegii care fac controle nu sunt nevaccinați, pentru că nu e normal și nu e deontologic. Și chiar am avut o situație în care administratorul unui local public a solicitat inclusiv polițiștilor să prezinte certificatul. Deci, la nivelul inspectoratului, avem așa, doză completă sunt 47% din efectiv, o doză 33% și 20% care sunt nevaccinați. Deci avem un grad de vaccinare undeva la 80%. Ați avut cazuri cu polițiști care s-au infectat și au descompletat efectivele, activitatea au împiedicat-o? Sunt situații, nu că sunt, ne putem desfășura pentru că n-au fost chiar atât de mulți. Într-adevăr, în vârful de pandemie, cum este și acum, sunt o parte din colegi care au contactat boala. Din fericire, fiind vaccinați, simptomele nu sunt deosebite și atunci și perioada de carantinare este redusă la 5 zile. Atunci nu am avut probleme cu organizarea activității. Și atunci că vorbeați la început despre creșterea gradului de siguranță a cetățenilor. Sunt cetățenii din județul Cărălași mulțumiți de polițiști? Aveți din studiu efectuat în acest sens? Nu avem un studiu în sensul științific. Asta presupune să avem personal calificat, presupune eșantioane, delimitare, chestionare. E o parte mai complicată sau mai complexă în care trebuie stabilit. În ce avem partea noastră de monitorizare, rezultă că gradul de mulțumire este ridicat vis-a-vis de activitatea poliției. Ca și o concluzie, așa pot să vă spun că Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a asigurat în condiții normale, adică nu sunt stări care să creeze o nesiguranță în momentul în care ies într-un local public, ies pe stradă și comparativ cu alte județe, adică stăm bine. Am și experiența, am lucrat în atâtea domenii și știu ce înseamnă. Totuși, consider și aia că stăm bine față de alte județe. Dar aveți, nu știu, există cumva cetățeni care persistă în formularea unor sesizări, reclamații la nivelul inspectoratului de poliție județean Călăraș și trebuie să vorbim și de aspectele astea. Da, sunt persoane care insistă pe anumite lucruri, fac tot timpul petiții. Și ce anume reclamă aceștia? Diverse nemulțumiri pe care le acumulează, dar nu neapărat vis-a-vis de activitatea noastră. Se referă la diverse nemulțumiri. Întotdeauna, mai ales când ajungem pe partea juridică, în procese, diferite situații conflictuale, insistă că cineva trebuie să piardă tot. Asta este. Da? Și atunci insistă și aia că au dreptate. Că spuneți ăștia aveți cercetați, domnule inspector, șef, sau sunt în stare de cercetare, privind abuzul sau diferite fapte în legătură cu serviciul? Vă referiți la cercetările disciplinare sau cercetări penale? Cercetări și disciplinare și penale. Cercetări penale în cursul anului au fost 4, privire la colegi și aia care sunt cercetați penal, iar cercetări disciplinare sunt undeva la 37. S-au finalizat, mai lucrează în sistem sau sunt decât puși la dispoziție?
cei patru sunt puși la dispoziție, pentru ceilalți cercetările disciplinare și aia sunt în curs de finalizare, o parte au fost sancționați disciplinar, dar ceilalți urmează să termine cercetarea și în funcție de ce rezultă și aia se va lua o măsură privire la. Vorbea colegul dumneavoastră, domnul comisar șef Dino, despre faptul că s-au înregistrat 33 de infracțiuni flagrante și ar mai fi în lucru 171, am înțeles, de infracțiuni de anul trecut. Dosare. Se pot motiva, domnule comisar șef, datorită unei logistici defectuoase, ne aducem aminte de acele șalupe care de-abia puteau pe apă? Așa este. Un lucru bun este faptul că am reușit anul trecut, în sprijinul unui inspector șef, inspectoratului județean de poliție Călăraș, acționarea unui motor pentru embarcațiunea de la Oltenița. Cel existent era defect, am străduit să-l reparăm și am ajuns la concluzia că acel cost al reparației nu era foarte eficient și ne apropiam de costul unui motor nou, așa că am trăduit și cu sprijinul dumneavoastră am achiziționat un motor nou pentru embarcațiunea de la Oltenița. Iar pentru cea de la Călăraș, anul anterior, în 2020, a fost același lucru. Deci, la momentul ăsta, sunt relativ bine. Nu cum ar trebui, dar față de cum era, e bine. Existau niște grupuri de pescari electrici, de braconieri, care acționau pe Dunăre, pe brațul Borcea. Cât estimați, domnule comisar șef, la sută, că ați i-ați prins și au fost pedepsiți sau arestați, sau luat măsuri eficiente împotriva lor? E, o astfel de infracțiune este greu de probat, cum spuneam mai devreme, de fapt. E greu să constată o infracțiune în domeniul naval, fără să o constată în flagrant. Pe de o parte, sunt greu de prins, dar nu prinderea lor e problema. Alerg și o prind, dar până îl prind, e greu de probat. Vă ajută legea cu alte cuvinte? Da, ce e legea? Nu în cadrul legislativ e o problemă. Probarea, un fapt, a pescuitului electric e dificil în sensul că până să ajungă la luat aparatul electric în apă și nu mai are nimic. Și un pescar din greșeală a fost electrocutat și a murit, am zis anii anteriori. S-a pedepsit singur. Domnule inspector șef, vreau să vă... Ați făcut referință la faptul că ați investit toată cuvenirea noastră lucruri bune la poliție. Ați investit în repararea unor posturi de poliție care stăteau să cadă. Mai sunt? Cum stăm cu carburanții? Ajung pentru patrulări? Da, deci la acest moment și aia stăm bine din punct de vedere a asigurării cu combustibil. Nu au fost probleme în ultimii ani. Și sper că în continuare va rămâne așa și partea logistică, mă refer aici la autospecialele de poliție, stă mult mai bine față de anii precedenți, încă nu se pune problema din punct de vedere a asigurării logistice. Într-adevăr, la posturi și aia urmează și în cursul acestui an să efectuăm reparații la anumite posturi de poliție. Cum știți, eu am venit în a doua parte a anului la acest inspectorat, i-am impulsionat cu colegi. Anul ăsta sper să reușim să facem mai mult, să atragem fonduri. Ceea ce este un lucru foarte bun este acest proiect pe care am reușit să-l câștigăm. Și în anii precedenți, colegii mei au mai depus un astfel de proiect, dar din păcate nu a trecut, nu a obținut punctajul necesar, dar v-am spus, anul trecut, în octombrie, am reușit să semnăm acest contract. Este un lucru foarte bun, pentru că este o poliție orășenească, pentru că Poliția Municipiului Călăraș, Poliția Municipiului Oltenița este o structură la fel de importantă. În ce localități există cele mai mari probleme vis-a-vis de aceste clădiri ale posturilor de poliție? Nu pot să vă spun acum exact care sunt. Colegii mei de la logistică merg în teren, evaluează cu baza comunicărilor care sunt făcute de către șefii de post. Ei merg, evaluează, stabilesc ce lucrări trebuie făcute. La unele posturi vă spun că sunt probleme doar de zugrăvit, de reparat ceva, la altele mai complicate, sunt cu acoperiș. Știți că încă folosim acele sobe de terapeut, poșuri de fum și așa mai departe. Cum colaborați, domnule inspector șef, cu instituția prefectului, să spunem, cu Consiliul Județean, dar cu primarii, în acest sens? Vă pot ajuta? S-au implicat? Am o relație bună cu respectivele instituții, pentru că așa este normal, inclusiv cu prefectura, Consiliul Județean, cu parte din primari. M-am întâlnit, au avut dumnealor o întâlnire la care am participat și eu și i-am rugat să ridice respectivele aspecte. Probabil dacă va începe să funcționeze și ATOP-ul, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, lucrurile vor sta mult mai bine. De ce? Pentru că sunt acele ATOP-uri la nivel de județ,
dar și cele la nivel de UAT-uri, în care fiecare va prezenta problemele cu care se confruntă și împreună să găsim soluții. Există baza legală care ne permite să ne sprijinim în acest sens și UAT-urile o pot face și în funcție de problematica cu care se confruntă la nivelul respectiv să găsim cele mai bune soluții. Domnule inspector șef, cum gestionați nemulțumirile salariale ale lucrătorilor și dacă acestea se manifestă în activitatea de poliție? Până acum nu au fost situații la nivelul județului Călăraș și organizațiile sindicale. Înțeleg situația cu care trecem, de fapt o situație generală la nivel de societate, nu suntem singura categorie nemulțumită. Nemulțumiri sunt în toate domeniile, dar nu a afectat activitatea poliției. Adică colegii înțeleg că vrem, nu vrem, trebuie să ne facem datoria. În primul rând suntem polițiști, după aceea urmează. De fapt, tot timpul le explic că drepturile vin la pachet cu obligații. Aș vrea să mă întreb dacă aveți, nu știu cum să le zic, dosare în lucru, referitoare la abaterii sesizate, nu știu, de la administrația publică, locală. Sunt în toate domeniile, dar atâta timp cât sunt dosare penale, din păcate nu vă pot furniza foarte multe detalii. Aș vrea să-mi dați așa un exemplu. Sunt, au fost în cursul anului trecut dosare, au fost declinate de principiu când sunt instituții publice sau conducători de instituții publice, competența este a altor structuri, DNA-ul, unitățile de parchet, sunt în toate domeniile, așa e normal să fie. Domnul inspector șef, cetățenii de municipiul Călăraș m-au rugat să vă transmit două întrebări. Întreabă cum v-ați implicat sau urmează a vă implica pentru a le rezolva. Prima se referă la acele interdicții de circulație ale autovehiculor școală de șoferi, care le-ați dat în urmă cu câțiva ani și care erau de urmat în fiecare an, pentru că foarte mulți dintre aceștia reclamă că în trafic, pe străzile cu interdicție la ore aglomerate, nu mai au loc de mașini de școală de șoferi. Sau dat amenzi, sunt eficiente, cum credeți că s-ar îmbunătăți? Și a doua întrebare, tot privind municipiul Călăraș, e vorba de acea clădire, domnule inspector șef, care este vis-a-vis de primăria Călăraș, care stă în pericol să cadă. Primăria a luat niște măsuri de a îngrădi cu bandă și cu niște grilaje metalice trotuarul, obligând pe trecători să folosească carosabilul, șoseaua, pentru a se deplasa, expunându-i la riscuri. Cum credeți, cum ar trebui eficient acționat acolo ca să nu se întâmple vreo nenorocire? Astea au fost întrebările, mulțumesc. Privire la mașinile de școală, este o problematică pe care o gestionează serviciul de matriculări, examinări, permise, pentru că ei stabilesc traseele. Nu știu de ce sunt, dacă sunt, probabil că au o aprobare, pentru că altfel nu și-ar permite să vină în locurile aglomerate. Eu vă spun că sunt bucureștean și știu foarte bine, deci locurile de la periferie sunt pretabile pentru a fi folosit. Nu știu să vă răspund, probabil că dumneavoastră sunt în măsură să vă răspundă care sunt traseele care pot fi folosite pentru școală. Dacă este cazul și nu sunt respectate respective traseele stabilite, atunci pot fi sancționați privire la acest aspect. Vis-a-vis de clădirea de care am vorbit, este o problemă, nu știu cine este proprietarul, probabil că este primăria. E vorba de investiții. Câte am înțeles că la nivelul... Nu e primăria, o persoană fizică care nu are posibilități. Din punct de vedere al activității, știți că disciplina în construcții intră în atribuțiile celor de la primărie. Deși sunt cei care pot lua măsuri. Vis-a-vis de folosirea trotuarului, probabil că au considerat ca măsură de siguranță să blocheze. De ce? Pentru a nu a existat riscul să cadă, nu știu, căzi de tencuială sau altceva. În mod normal, se poate delimita, așa se procedează, se lasă acel spațiu de siguranță și trebuie amenajat un culoar pe care se poate circula. Și culoarul a fost amenajat, domnule inspector șef, chiar pe șosea, prin traficul auto. Asta e nenorocirea, pentru că călărășenii mi-au cerut să vă întreb ce soluții vedeți. Da, o să iau legătura și cu colegii mei de la serviciul rutier să stabilească, dar sunt situații când nu ai altă cale de acces, te duci efectiv pe parc. Important este să fie semnalizată, să asigure siguranța pietonilor când se deplasează. În
mai bine așa decât să-i cadă nu știu ce în cap să circule până în clădirea respectivă. Veți continua, domnule inspector șef, la, pe raza municipiului Călăraș, controlele acelea privind concurența neloială între taximetriști, faptul că mulți nu au licență și, și concurează cu taximetriștii care lucrează legal? Este normal să continuă, pentru că toată lumea trebuie să respecte legea. Dacă vor să desfășoare activitatea respectivă, trebuie să fie autorizat în acest sens. Altfel, lucrurile nu sunt în regulă și atunci sunt în avantaj cei care nu plătesc pentru obținerea autorizației licenței respective și așa mai departe. Privind prezența în stradă a polițiștilor, cetățenii din municipiul Călăraș întreabă cum vedeți patrularea pedestră vis-a-vis de, mai eficientă decât patrularea auto. Ei au indicat zone aglomerate de case unde infractorii pot fi prinși cu greutate. Zona căii ferate, zona oborului, a unor piețe, unde chiar e nevoie de efective de poliție. Cum vedeți, domnule inspector șef, reorganizarea acestei activități pedestre vis-a-vis de mobil? Deci activitatea de patrulare trebuie să fie și pedestră și auto. De ce? În primul rând, cum ați dat și dumneavoastră exemplu, zonele aglomerate, clar că nu am cum să mă deplasez cu auto din dotare, cu autospecialele, dar de asemenea am nevoie de aceste autospeciale pentru că mă deplasez la distanțe mai lungi. Iar ăsta este un specific pe care îl întâlnim în orașele mici de provincie sau în zona rurală, unde distanțele sunt foarte greu de parcurs. Același lucru nu se întâmplă în orașe. De exemplu, în București, cam jumătate din efective patrulează pedestru. Nu putem să facem chestia asta pentru că altfel nu am putea să ajungem în timp util la anumite intervenții. Dar ele pot fi combinate și, probabil că ați văzut în oraș, sunt zonele aglomerate unde suntem prezenți pe deșt. Și e normal să fie așa. Cunoaștem că anul trecut a fost un deficit de personal la nivel de ordine publică și pe raza municipiului, am înțeles, acționau, patrulau în patru zone, patru autovehicule. Erau completate efectivele cu lucrători de jandarmerie și din poliția locală. Vă mai confruntați, domnule inspector, și faceți încadrarea acolo la ordine publică? Da, vor fi, mai ales în cursul lunii martie, va veni cu o promoție de absolvenți de la școala de agenți Câmpina. În primul rând avem în vedere partea operativă. Cum vă explicam și mai devreme, la sfârșitul anului trecut am încadrat exact pe această zonă, sunt la posturile de poliție comunală. Am reușit, am încadrat 12 inci, urmează să fie încadrați încă 10, asta înseamnă 22 de oameni. Iar la promoție voi avea în vedere tot zona de patrulare și aici o să mă gândesc în special pe municipiu, unde sunt un alt specific. Și acum vom avea în vedere să acoperim zonele unde suntem deficitari sau nu avem personal suficient. Oricum, sunt conștient că nu vom reuși să acoperim problemă durată, s-ar putea să deficitul să accentueze, sunt colegii care urmează să ajungă la vârsta de pensionare, iar un alt specific pe care l-am întâlnit aici la nivelul Călărașului, foarte mulți dintre polițiști vin din alte zone. Un procent destul de mare sunt polițiști care au terminat școala și au primit repartiție la Călăraș și fiind în zona, nu știu, Oltenia, Dulj, Argeș. Și nu cunosc populația și teritoriul, domnule inspector șef. Nu este problema. Mai puțin. Să învață. Și aia problema este că toți vor să plece acasă. Și atunci Călărașul iar va avea o problemă. Păi să vorbim de apartamente de serviciu, să mai adau polițiștilor, mai există noțiunea asta? Da. Și cum să descurc? Dintr-un salariu mic, că nu e mare. Polițiștii sunt ajutați și primesc acei bani de chirie. Ce quantum este? Ați putea spune estimativ? Este în funcție de salariul fiecăruia, orice poziție să afle. Da, este un procent. Și vorbea, domnule inspector șef, despre acea pregătire a cadrelor care s-a îmbunătățit pe mandatul dumneavoastră. Cum se pregătește un polițist, să spunem, lunar? Eu mi-aduc aminte de trageri, mi-aduc aminte de antrenamente, de pregătire fizică, să mai fac la noastră? Da, se fac. Acum vă explicam mai devreme cu acest înființarea acestui birou de pregătire profesională. Avem specialiști pe domeniul tragerilor. Deci lunar vor participa la ședințe de tragere. Avem un instructor auto. Deja am reușit să amenajăm un poligon și probabil
o să auziți sau o să mergeți să vedeți, este vorba la împarcarea mare de la Tenaris, unde există acea platformă betonată, deja cu colegii au amenajat traseul respectiv și normal să creștem pregătirea, de ce? Vor fi puși în tot felul de situații, cu câte exerseți, ești mai bine pregătit și reacția este pe măsură. La pregătirea fizică, la fel, avem sările de sport, în continuare o să ne preocupăm să găsim o altă modalitate și vis-a-vis de acest aspect să le punem la dispoziție mai multe spații. Din păcate, o parte dintre colegii noștri au rămas cu acea mentalitate că trebuie neapărat instituția asta. Știți că, din punctul meu de vedere, trebuie să mă pregătesc pentru că e vorba de respect față de mine, ca să primez respectul cetățenilor. Că sunt mai bine pregătit, poate sunt mai respectat. Și atunci mi se pare normal să mă preocup de pregătirea mea. Aveam o funcție și privire la acest aspect de pregătire fizică, din păcate n-am avut niciun concurent care să înscrie pe acel post. Deci să transmitem că este funcție disponibilă pentru a se încadra, ce condiții ar trebui să întrunească? Nu le scoatem noi, se scoate la nivel centralizat, la nivel de inspectorat general, la toate județele pentru care are un anumit profil. Se va anunța în momentul în care va fi postul scos la concurs. Georgiana, te rog, ultimul întrebare. Da. Câte apeluri false ați înregistrat prin 112 și aș vrea să știu ce sancțiuni au fost aplicate? Nu vă pot da exact numărul acum, dar nu mi-ar da, dacă doriți, vă comunice colega mea. În momentul în care se fac acele apeluri false, este normal să-i sancționăm și s-au sancționat și tot timpul le-am cerut să sancționeze. De ce? Pentru că asta presupune că eu deplasez niște forțe. Niște forțe pe care în loc să le folosesc la alte evenimente reale unde cetățeanul chiar are probleme, stau și le duc într-o zonă în care constat că de fapt era o nevoie. Dar care sunt sancțiunile? Sancțiunile sunt destul de mari în funcție de fapta respectivă, fiecare coleg apreciază, depinde ce anume se sesizează. Adică dacă se sesizează un aspect grav, gândiți-vă că, de exemplu, am avea o amenințare teroristă în bagaj, ar presupune să deplasăm forțe toate structurile implicate, aici mă refer și jandarmi și SRI și așa mai departe, ceea ce e un consum enorm de resursă materială și umană. Și atunci sancțiunea este pe măsură. Când am un anumit apel, nu știu, un scandal, ceva, da, într-adevăr, se deplasează un singur echipaj. Și atunci colegul apreciază, dar v-am spus, le-am solicitat tot timpul să fie foarte fet, pentru că nu e normal să irosesc forțele și în loc să le folosim atunci când avem o stare reală, să stau să le folosesc pentru aceste apeluri false. Dar ce mesaj ați dat pentru cei care se țin de astfel de glume? Să renunțe la astfel de practici, pentru că, pe de o parte, ne fac să cheltuim aceste resurse, iar pe de altă parte, persoanele care chiar au nevoie, sunt private de acest drept, pentru că nu putem să ajungem la o altă intervenție unde poate chiar este nevoie de prezența noastră. Ce mesaj final ați transmite, domnule inspector, șef la infractori?